Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Stați așa, că dacă tot sunteți atât de activi în dimineața asta, mulțumim frumos pentru toate mesajele, să știți că le citim, chiar dacă nu putem să le difuzăm pe toate, era să ne ardeți tableta. Hai să vorbim despre punctul de amendă. Care punctul de amendă românesc, pur da. Românesc. Din toate punctele de vedere, punctul de amendă pentru infracțiuni, mă rog, contravenții rutiere. Așa. Deci, în ultima, opiniile voastre, e momentul să crească sau încă e prea mult pentru cei cu venituri mici? 0372069599, luăm și telefoane și mesaje, evident, inclusiv audio sau mai ales audio, 0728312132. Avem această situație. În ultima ședință, înainte de demitere, guvernul Câțu a luat câteva măsuri, printre care și una privind creșterea salariului minim. Salariul minim brut pe țară pentru anul viitor a fost stabilit la 2550 de lei. Salariul minim brut. Sper că ministrul finanțelor și-a notat. Să ține minte. În prezent, salariul minim brut pe țară are valoarea de 2300. Multe efecte, printre care și una care ne va privi pe toți sau aproape pe toți, depinde cum șofăm. E vorba de punctul de amendă, care se calculează în raport cu valoarea salariului minim. Dar punctul de amendă e plafonat din 2017. Deci de 4 ani el e plafonat la 145 de lei, de când salariul minim era 1450 de lei. A existat o scurtă încercare de a-l actualiza un pic anul trecut, dar guvernul a dat înapoi după numai 8 zile și a revenit la plafonare. Acum, dacă nu se dă vreo ordonanță, vreo hotărâre, vreo ceva ca să se plafoneze din nou, punctul de amendă ar trebui să ajungă la 255 de lei. De la 1 ianuarie 2022. Deci de la 145, cât e acum, ar fi o creștere semnificativă. Până la 255, 55%. Da. Și amenziile ar deveni, n-aș spune dramatice, dar semnificativ mai mari, mai consistente. Adică amenda 3, 4, 5 puncte de amendă, eu nici nu știu pentru ce se dau numai 2 puncte de amendă, dar pentru 3... centură. Da, pentru centură ar fi o amendă de 500 de lei, să zicem. Sau, mă rog, pentru contravenții mai serioase. Da, 24 de ore sau 48, ai jumătate. 15 devin zile. 250. Da. 50, auzi. Bun. Întrebare. Ce credeți? Este momentul să crească punctul de amendă sau încă e prea mult pentru cei cu venituri mici? 0372069599. Prima plafonare a fost făcută pe vremea regimului Dragnea. Super populist, domnul Dragnea a zis... Nu se poate, românii noștri să plătească mult, ia să ținem amenziile jos. Și a menținut punctul de amendă la 145 de lei. Da. Au trecut 4 ani de atunci. Salariul minim a crescut. E 2000, o să fie 2550. Da, dar noi am sărăcit între timp, că e criză, e inflație. Eu l-aș corela cu benzina. Serios. Pun că dacă îți permiți să pui benzină, îți permiți să plătești amendă. Bravo. Ai prins-o? Și îl corelez cu prețul, cât e benzina? 6,30 lei. Asta e, da, bine, punctul faci 10 litri. Îl faci în, știi? Ce bun e asta. 60 de lei. 0372069599. Daniel e deja cu noi. Bună dimineața. Salut, Daniel. Salut. Daniele, închide radio, te rog. Ne-a spus la telefon ca să putem sta de vorbă. Da. Altfel o să avem un delay de câteva secunde. Te rog. Gata, am rezolvat. Așa. Am rezolvat. Opinia ta. Opinia mea este că punctul de amendă ar trebui cumva să fie corelat, dacă înțelegerea mea e corectă, există acest sistem, cred, în Finlanda sau da, undeva în țările cu veniturile. Cu veniturile. Așa da, este, și atunci Daniel, probabil că lucrurile ar lua o altă da, principial, e foarte corectă abordarea. Problema este că în România nu se declară veniturile. Sunt o mulțime de oameni care nu declară veniturile. Corect, așa mai este. Mai ales oamenii cu venituri mari, da, nu au niciodată banii aia pe acte. Nu toți oamenii cu venituri mari, dar sunt destui, nu vreau să generalizăm, sunt destui care câștigă mult și nu plătesc impozite și nu declară veniturile. Dai seama la ce amenzi ar putea să ajungă? Așa ar trebui, așa ar fi corect. Gigi, bună dimineața! Bună dimineața, Gigi! Bună dimineața! Te rog. Eu zic că chiar dacă se mărește punctul de amendă, jungla e la fel. Uh-huh. Nu contează că l-a făcut 225 de lei, vă dau exemplu, sau... Da. Degeaba, eu respect, eu sunt ăla care a respectat în permanență, că mi-e frică de punctul de amendă, de punct de penalizare sau... Uh-huh. Așa, și cel cu bani mult... Și atunci ce ar trebui făcut? Deci, eu zic că cel mai...
Cel mai important lucru este când s-a suspendat permisul de conducere. Bravo. Și i-a dat și amendă, da? Așa atunci, este, deci oamenii care sunt... Da. Mulțumim, am înțeles. Încercăm să mai luăm telefoane. Deci cei care comit abateri grave trebuie scoși de pe șosele. Corect. Nu amendați, că amendați, am văzut scene cu ăștia care aruncă câte 100 de lei sau 100 de euro pe geam. Haide băi, ia banii, săracule. Bună dimineața, Ionuț. Neața. Salutare. Bună dimineața. Consider că amenda trebuie mărită în funcție de salariu minim și mult mai mult polițiști în stradă. Eu conduc în fiecare dimineață spre serviciu și este un haos total, cel puțin în București. Da. Deci amenda mărită foarte rău și poliția este inertă de ani și ani de zile. Stai să luăm și pe Cosmin. Hai. Neața, Cosmin, câteva secunde avem. Salut! Salut! Bună dimineața! Din punctul meu de vedere, e foarte simplu. Amenda este opțională. Poate să se facă oricât. Trebuie doar să respectăm regulile. Este să fie bine să, ca să nu fie rău. Ca cum adică? Fie rău, da. Păi și cum facem să respecte legea? Că asta e, de fapt, ideea. N-am prins de la început toată, am prins doar ce când ați spus. Dacă când să mărim sau să nu mărim. Mulțumim tare mult, Cosmin. Mulțumim mult. Da. Cam ce? Atât. Mulțumesc. Uite, ne-a scris un șofer din Canada, de meserie. În Ontario, dacă depășești cu 50 de kilometri limita, $10,000 canadiene amendă, permis suspendat, mașină confiscată. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.